Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 19 august și am venit să arunc o privire, să văd toate stimulările cu turtă, cu strângerea cuibului, să vedem ce efect a avut. În filmele anterioare știți că am strâns cuiburile. Sunt strânse pe cât mai puține rame. Să vedem dacă a fost bine ceea ce am făcut sau nu. Bine, acest lucru îl fac eu mai de mult timp, de a strânge cuiburile pentru a proteja puietul. Mă interesează cât puiet am la ora actuală și dacă totul este în regulă. Mai ales că suntem, să zicem așa, pe ultima zi de stimulări și de a hrăniri. Aici avem o ramă cu mâncare. Acesta e un roi. O să vă filme și o familie, probabil. Dar mă interesează cantitatea de puiet. De pui, încă de ea depinde iernarea și mă interesează și dacă mai e păstură, să văd ce trebuie să fac. Iată aici, avem puiet, pui de puiuți. Aici matca a depus ouă, arată bine. Bun, arată bine. Dar să văd dacă au consumat păstura, fiindcă dacă au avut mai mult puiet, atunci au consumat mai mult. Bun, acum am văzut că curge din ramă, da? Picături. Acum să nu credeți că sunt culesuri, nu e vorba de așa ceva. Nu folosește albina, adică nu aduce din exterior nectar. În schimb aduce apă și își depozitează în ramă apă pentru necesitatea de a o folosi pentru puiet. Pentru a crește albinuț. Iată și aici ce frumos avem. Avem acolo foarte fain. Avem puiet, avem pui. Arată foarte bine. Strângerea cuiburilor are acest efect de a crește albina în continuare. Și să aveți și să am albina pentru iernat. Până la urmă asta este scopul, să ai albine cu ce să iernezi.
Este și păstură. Aia mă uitam că nu cumva să nu mai aibă păstură deloc. Iată puiet aici. Deci cam așa e la majoritatea coloniilor. Odată ce ai strâns bine cuiburile, ai puiet. Da, și na, am dat și eu turte proteice. Arată bine aici, o să fie foarte frumos, o să ierneze cu albină multișoară. Adică dacă am 6 rame de albină, e perfect. Și avem și aici un pic de puiet. Asta nu o să mai fie. Aici avem un pic de păstură. Acum, văzând cantitatea de puiet, cantitate foarte frumoasă de puiet, albina asta frumos pe ramă, mai venim cu turtă proteică. Mai aducem un pic de turtă proteică. Deci albinei îi place să fie, să stea așa straturi. Deci ei așa îi place, nu? Să fie respirată prin cuib. Dacă albina e bine, bine comasată, nu simte frigul și poate îngriji foarte, foarte bine puietul. Avem oxalicul și aici o să punem turta proteică. Mai punem o jumătate. La cum arată, cred că o să-i mai dau încă o jumătate de turtă proteică. Bun. Cam atât am vrut să vă arăt și o să mai fac un film la o familie mai puternică. Să vedem ce s-a întâmplat acolo. Deci avem pui mai mult decât mulțumitor.